tineri au vrut să facă o glumă nesărată într-o benzinărie. Timp de o lună au strâns 3 găleți cu monede și au plătit un plin de combustibil cu ele. Aceștia au filmat întreaga scenă pentru a se lăuda cu isprava lor pe rețelele sociale. Monedele erau de mai multe feluri, de la un ban până la 50 de bani, amestecate în cele 3 găleți. Au filmat întreaga scenă pentru a se lăuda cu isprava lor pe rețelele sociale, iar filmulețul a devenit imediat viral. A strâns mii de vizualizări și sute de reacții în doar câteva ore. Mai toate reacțiile au fost însă negative, iar internauții i-au certat pe tineri pentru gluma de prost gust. Oamenii au fost speriați după ce s-a auzit că prețul la carburant va exploda peste noapte, iar șoferii din mai multe orașe au luat cu asalt stațiile de alimentare. Dar se pare că totul a fost o glumă, carburanții au rămas la același preț. Ne frige la buzunare 8 lei pe litru. Depășirea pragului reprezintă un record pentru piața din România și vine în contextul cererii mari de carburanți și al prețurilor ridicate la toate mărfurile pe plan mondial. Am făcut și noi, statul rusesc? Nu, e mai mult oricum, e cu tips. Amestecături. Bani, doamne. Nu poți să nu plătești. Dar și nu filma. Noi am alimentat. Nu sunt bani? Tu mi-achizi altfel, n-am făcut. Păi cum adică? Nu sunt bani ăștia? Stați un pic așa că nu-i frumos ce faceți. Ia uita, sunt bani. Aur.